Pensionarii și bugetarii din Găgăuzie au început să primească ajutorul financiar de câte 2000 de lei promis de către bașcanul Evgenie Aguțul. Acordarea de asistență din partea partenerilor și investitorilor, potrivit acesteia, a devenit posibilă după ce conducerea autonomiei a semnat un acord cu una dintre cele mai mari bănci rusești, care a deschis conturi speciale pentru rezidenții din regiune. Oamenii sunt fericiți și recunoscători pentru acest suport. Potrivit autorităților locale, peste 8000 de persoane au primit deja primele plăți, iar până la 1 mai, toți cei care au aplicat pentru deschiderea contului vor beneficia de asistența financiară. Autoritățile din Găgăuzie plănuiau să plătească sporuri pensionarilor cu pensii mai mici de 3000 de lei încă din octombrie. În acest scop, Direcția Generală Sănătate și Protecție Socială a deschis un cont special în bancă, în care partenerii autonomiei și investitorii au transferat prima tranșă în valoare de 15 milioane de lei. Dar în 31 octombrie, Chișineul a înghețat fondurile, explicând asta prin faptul precum că originea lor ar fi dubioasă. Deși conducerea autonomiei a prezentat acte despre proveniența legală a banilor, contul nu a mai fost deblocat. Atunci autoritățile din Găgăuzie au găsit altă modalitate pentru a-și ține promisiunea. În 9 aprilie, bașcanul Evgenie Aguțul și președintele Adunării Populare din regiune, Dmitri Constantinov, au semnat la Moscova un acord cu una dintre cele mai mari bănci rusești, care permite autonomiei să beneficieze de sprijin financiar de la partenerii străini, inclusiv pentru cele mai vulnerabile segmente ale populației, prin sistemul de plăți rusesc. Într-o bancă comercială rusă au fost deschise conturi pentru plăți și transferuri pentru bugetarii și pensionarii din autonomie. Primele tranșe au sosit deja. Mulțumim foarte mult! Suntem recunoscători lui Ilan Șor pentru sporuri. Le-am primit deja. Vreau să cumpăr lemn de foc pentru iarnă. Gazul este scump pentru mine. Medicamentele, toate sunt necesare. Pentru mama, bineînțeles, e țintuită la pat. Nu ne ajung bani. E mereu bolnavă. Cu gazul în genere ne-am îndatorat. Nu putem plăti atât de scump e. Am primit deja banii pe card. Am extras chiar 100 de ruble ca să văd dacă sunt sau nu. Într-adevăr, sunt. Fiica mea locuiește în Rusia cu familia ei. Ea va extrage și îmi va transfera. Pentru tratament, desigur. După Paște voi merge din nou la Institutul Oncologic unde mă tratez. Sunt recunoscătoare lui Ilan Șor. Iarna nu aveam nimic în casă. Nu aveam cu ce să cumpăr. Dar el m-a ajutat cu produse. Iar acum, dacă va reuși, dacă vom primi acești bani, le mulțumesc mult. Și Evgenie Iguțul. Pensia mea este de 2000 de ruble. Foarte puțin, nu ajunge. Locuiesc singură, fără soț. Trebuie să cumpăr lemn de foc. În ceea ce privește acești bani, sunt foarte recunoscătoare. Taman înainte de Paște. Postesc, îi voi cheltui pe Paște. Am un nepot, fiica mea lucrează în Antalya. Le pot da accesul și ei pot să retragă banii pentru mine și să-i transmită. Și îi vom cheltui pe medicamente, pe ce altceva. Avem de plătit pentru întreținere, prețuri nebunești. Pensia mea este de 2120 de lei, iar pentru servicii plătesc 3000, așa că sunt nevoită să iau credite. Sunt foarte recunoscătoare. Suplimentele lunare la pensie sunt una dintre promisiunile electorale ale bașcanului Evgenie Aguțul și echipei lui Ilan Șor în cadrul mai multor programe sociale finanțate din fonduri extrabugetare cu sprijinul filantropilor. Anterior, șefa autonomiei a declarat că aproximativ 25.000 de persoane vor putea folosi cardurile deschise într-o bancă comercială rusă. 20.000 dintre ei sunt pensionari, 5.000 bugetari.